Toți copiii de grădiniță și elevii care învață la școala gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung au respectat regulile puse la punct de conducerea unității de învățământ și transmise acestora de dinaintea începerii cursurilor. Astfel, prima zi de școală s-a desfășurat exemplar, fără aglomerație și cu distanțarea impusă. Atât copiii cât și cadrele didactice s-au bucurat să se revadă cu toții sănătoși în clasele de curs. Sunteți ok, suntem la școală! Suntem gata, suntem pregătiți pentru surprize noi în acest an și cu siguranță vom face față tuturor provocărilor. Suntem foarte încrezători. Am fost cu toții sănătoși și voioși. Pentru început, elevilor li s-a vorbit despre regulile de igienă pe care aceștia trebuie să le respecte cu și mai mare strictețe ca până acum. Copii, anul acesta am spus că avem mare nevoie de siguranță, de sănătate, ceea ce implică respectarea unor reguli de igienă. Primul lucru, când noi intrăm în clasă, avem dezinfectantul la ușă, toți copiii își dezinfectează mânuțele. Băncuțele voastre deja sunt curate când voi intrați în clasă, ne așezăm în bancă, ne scoatem în ordine cărțile și caietele, astfel încât să respectăm distanțarea. Dimineața când voi mergeți la școală, urcăm pe scara profesorilor, respectând distanțarea, un metru, un metru și jumătate între noi, iar când plecăm, plecăm pe la sala de sport, pe săgețile galbene, pe care voi le-ați văzut pe culoar, și de asemenea respectând distanțarea. Când mergem la baie? Cum vom proceda când mergem la baie? Vom avea un orar bine stabilit pentru fiecare clasă, astfel încât să nu ne întâlnim acolo mai mulți copii. Vom merge în ordine la baie, vom intra în încăperea băii, astfel încât să fim câte un copil în fața unei chiuvete. Aceleași reguli de distanțat, de igienă, le vom păstra pe tot parcursul zilei când noi suntem la școală. Nu schimbăm mobilul, de așa ne spălăm pe mânuțe. Pentru noi este foarte ușor. Mi-aș dori din suflet să avem varianta aceasta și să putem veni zi de zi la școală. Și în grupele de grădiniță totul este aranjat încât să fie păstrate toate regulile de distanțare. Aici, pe lângă tot mobilierul, vor fi dezinfectate zilnic și jucăriile. Le vom pune în această cutie, da? Doamna la care le va spăla și mâine le vom juca pe ele curate, da? Toți copiii intră și ies din școală pe trasee prestabilite, atât pe coridoare cât și în curte și la ore diferite, astfel încât să se evite aglomerația. Fiecare clasă dispune de dezinfectant și coșuri de gunoi speciale pentru măști folosite. Încrederea că totul va fi bine este dată și de noul director al școlii, Irina Pastoric, care le-a transmis elevilor un mesaj de încurajare la început de an școlar. 14 septembrie 2020. Începe școala. Un moment pe care fiecare dintre noi l-am așteptat diferit. Unii nerăbdători, cu bucurie, alții temători. Dragi elevi, mesajul acesta este pentru voi. Este un mesaj în care toți dascălii cred cu tărie. Școala începe pentru tine. Cu toții, profesori și părinți, vom încerca să mutăm munții pentru ca tu să fie bine. Fii responsabil. Arată că ești puternic. Dă-ne tuturor o lecție. Și părinții au fost asigurați de echipa managerială că actul instructiv educativ se va face în deplină siguranță. Dragi părinți, știm că pentru fiecare dintre noi copilul este cea mai prețioasă comoară. De aceea, noi, cei din școala gimnazială Sfântul Iacob, ne-am străduit să pregătim totul cu multă grijă, atenție și răbdare, pentru ca elevii să fie primiți în cele mai bune condiții. Mulțumim pentru susținerea pe care am simțit-o deja din rândul dumneavoastră, din partea dumneavoastră și vă rugăm în continuare să ne bazăm pe cooperarea și comunicarea dumneavoastră. Dragi profesori, este un an în care cu toții va trebui să dovedim că menirea de dascăl este una cu totul specială. Avem certitudinea însă că încercarea prin care trecem acum ne va transforma pe toți, elevi, părinți, profesori, în niște oameni mai buni, mai puternici, mai toleranți. Să fim încrezători!
Chiar dacă au multe reguli de respectat, copiii sunt bucuroși că s-au întors la școală. Ca o noutate, din acest an, în cadrul școlii gimnaziale Sfântul Iacob din Câmpul Lung, vor fi prezenți și elevi din clasele terminale de la profilul pedagogic al Colegiului Național Pedagogic Carol I, viitor dascăli.